CSM București s-a dovedit o nucă mult prea tare pentru handbaliștii de la CS Constelația. Giurgiuveni au încercat și reușit în multe momente să se ridice la nivelul adversarilor, însă nivelul de pregătire și până la urmă valoarea celor de la CSM și-au spus cuvântul. CS Constelația a cedat cu scorul de 20-30, 11-16 la pauză, în ultimul meci oficial din 2015. Este echipa care a pierdut la cea mai mică diferență de scor în fața CSM-ului, echipă compusă din tineri din toate colțurile țării. S-a jucat, eu zic că am jucat bine, s-a jucat pe contre, s-a jucat pe viteză, s-a jucat handbal adevărat. Echipa a jucat bine, cu mici greșeli, asta este. Am întâlnit un adversar puternic, un adversar înalt, pe forță, pe viteză. Anul trecut a fost campion național. Handbaliștii de la CS Constelații au declarat faptul că greșelile individuale sunt de vină pentru înfrângere. Am jucat puternic, agresiv, ne-am apărat. În a doua repriză ne-am moleșit puțin, a fost un meci mai slab în a doua repriză, s-a și văzut, meciul l-am pierdut pe greșelile noastre. Cel mai frumos compliment a venit din partea jucătorilor de la CSM, care au felicitat prestația giurgiuvenilor. Adversarii au declarat chiar că îi așteaptă pe cei de la Constelația la turneul final. A fost o partidă echilibrată la început, dar echipa mai bine pregătită, care am fost noi, am reușit să câștigăm. Nu ați forțat voi sau v-au surprins cu ceva gazdele? Ne-au surprins gen pasăre pe împătrundere și unele șuturi la poartă, fost pe neașteptate. Normal că ne-au pus ceva probleme, este o echipă oricum puternică, poate s-ar putea să ne întâlnim la turneul final, le doresc mult succes și mai departe numai victorie, să ne întâlnim că e mai departe, să ne final și în final. La formația bucureșteană evoluează și trei foști jucători de la CS Constelația, Denis Vasile, Bogdan Anca și Cristian Miftode, dar și fiul președintelui Federației Române de Handbal. Ne-au mers foarte bine apărarea. Am reușit să câștigăm la o diferență destul de mare. Așteptați o asemenea rezistență din partea gazdelor? Da, normal, luând în considerare că sunt clasați pe locul 2 după noi, era de așteptat. În tribunele sălii școlii gimnaziale numărul 10 a fost prezent și Dumitru Beianu, acesta fiind nelipsit de la meciurile echipei giurgiuvene și totodată printre puținele persoane care sprijină această echipă. Acesta a felicitat atât jucătorii cât și antrenorii pentru locul din clasament, unul care în acest moment duce la turneul semifinal. Însă nu a ezitat să critice atitudinea Consiliului Județean și a primăriei, care au întors spatele acestor sportivi. Am întâlnit o echipă finanțată de Primăria Generală a Capitalei, pe când la noi copiii ăștia sunt ajutați de părinți, atât. Consiliul Județean finanțează orice altceva decât sportul local, iar primăria a considerat de cuvință să desfințeze secția de handbal. Handbal, un sport, dacă pentru fete putem găsi multe argumente pro, dar și câteva contra, pentru băieți este, după părerea mea, unul dintre cele mai recomandate sporturi. Și cu toate astea nu ne interesează viitorul copiilor. Mihai Milu, cel mai bun marcator al partidei, a oferit detalii despre clubul bucureștean. Facem câte un antrenament pe zi. Durează 2 ore antrenamentul în fiecare zi, doar în weekend-uri ne facem. Sunt antrenamente și antrenamente, stadioane și tot felul. Mai rămâne timp și pentru distracție sau doar școala și antrenamentele și meciurile vă ocupă tot timpul? Nu, avem timp. După școală avem timp liber, destul. CS Constelația încheie anul pe locul 3 în Seria D. Giurgiuvenii au și un meci mai puțin disputat. Campionatul Național de Junior 2 se reia la finele lunii ianuarie.